Salutare! Bine te-am regăsit în clipul de astăzi, cum să iei 5 în BAC, profil științe ale naturii. Astăzi vom rezolva împreună varianta august 2022, ce s-a dat anul trecut, la BAC, în a doua sesiune. Ca să iei 5 în BAC, va trebui să rezolvi 4 exerciții de la subiectul 1, 2 exerciții de la subiectul 2 și 2 exerciții de la subiectul 3. Iar acum, hai să ne apucăm de treabă. Ne ducem la primul exercițiu de la subiectul 1. Unde trebuie să arătăm că media aritmetică a numerelor A egal cu 20 minus radical din 21 și B egal cu 22 plus radical din 21 este egală cu 21. Voi scrie mai întâi formula medii aritmetice, ce este egală cu A plus B pe 2. Adică va fi 20 minus radical din 21 plus 22 plus radical din 21, totul supra 2. Simplificăm acești doi termeni și vom avea 20 plus 22 supra 2 egal cu 42 supra 2 egal cu 21 și am demonstrat cerința exercițiului nostru. Ne ducem acum la următorul exercițiu, de la subiectul 1, exercițiul 2. Se consideră funcțiile f de x și g de x, arătați că f de a plus g de a este egal cu 2. Ca să venim să calculăm f de a, înseamnă că va trebui să înlocuim în f de x, x-ul cu a. Va fi egal cu a minus 1, iar apoi, ca să calculăm g de a, va trebui să înlocuim în g de x, x-ul cu a. Și va fi 3 minus a. F de a plus g de a este egal cu 2, adică vom avea a minus 1 plus 3 minus a, egal cu 2, a se duce cu minus a și ne rămâne minus 1 plus 3, adică 2 egal cu 2 și am demonstrat cerința exercițiului nostru. Ne ducem acum la următorul exercițiu, de la subiectul 1, exercițiul 3, unde ne cere să rezolvăm în mulțimea numerelor reale ecuația radical din 7x minus 6 egal cu x. Vom copia ecuația radical din 7x minus 6 egal cu x, tragem bară, ridicăm totul la puterea a doua și vom avea radical din 7x minus 6, totul la a doua, egal cu x la a doua, adică 7x minus 6 egal cu x pătrat, minus x pătrat plus 7x minus 6 egal cu 0. Am luat x pătratul din dreapta și l-am dus în stânga pentru a obține o ecuație de gradul 2 și a rezolva cu delta. Ca să ne simplificăm calculele, putem să tragem bară să mulțim cu minus 1 și vom avea x pătrat minus 7x plus 6 egal cu 0. Venim și scoatem a, b, c și calculăm delta. B pătrat minus 4 ori a ori c, delta va fi minus 7 la a doua minus 4 ori 6, 49 minus 24, delta ne dă 25, rezultă radical din delta va fi 5, x1 este minus b, adică 7, plus radical din delta 5 supra 2 ori 1, adică 12 pe 2 egal cu 6, și x2 egal cu 7 minus 5 pe 2, adică 2 pe 2, adică 1. Iar acum vom veni și vom face verificarea. O să iau să o scriu cu altă culoare. Ca să facem verificarea, venim și înlocuim în ecuația inițială x-ul cu cele două soluții. Prima oară cu prima soluție, a doua oară cu a doua soluție. Și vom avea radical din 7 ori 6 minus 6 egal cu 6. 6 ori 7 ne dă 42. Minus 6 egal cu 6 și vine radical din 36 egal cu 6 și e adevărat. Iar apoi 7 ori 1 minus 6 egal cu 1. 7 minus 6 egal cu 1, radical din 1 egal cu 1 și aici este adevărat. Deci înseamnă că soluția noastră va fi 1 și 6. Ne ducem acum la următorul exercițiu, de la subiectul 1, unde va trebui să determinăm câte numere naturale pare de două cifre se pot forma cu elementele mulțimii 1, 2, 3, 4. Ca să fie numere naturale de două cifre, înseamnă că vom avea AB cu bară deasupra. Ca să fie cifre pare, să fie numere pare, va trebui ca B-ul să ia valori pare. Adică B-ul va putea lua valorile 2 și 4. Deci înseamnă că B poate lua două valori. Apoi, prima cifră dintr-un număr nu ne influențează paritatea
Și din cauza asta, A-ul poate lua toate valorile din mulțimea noastră. Deci înseamnă că poate lua 4 valori. Și de aici rezultă că vom avea 2 ori 4, adică 8 numere. Ne vom duce acum la subiectul 2, exercițiul 1, unde avem două matrice și trebuie să arătăm că DDA de 1 este egal cu 3. Pentru a calcula DDA de 1, va trebui mai întâi să înlocuim în matricea A mare X-ul cu 1. Și avem A de 1 egal cu 1 minus 1, 1 și 1 plus 1, adică va fi 1 minus 1, 1 și 2. Iar acum, DDA de 1 va fi egal cu 1 minus 1, 1, 2, egal cu 1 ori 2 minus 1 ori minus 1, 2 plus 1, adică 3. Și am demonstrat cerința exercițiului nostru. Ne vom duce acum mai departe la subiectul 2, exercițiul 2, unde trebuie să rezolvăm pe baza unei legi de compoziție o compunere, 1 compus cu 2. Dacă avem de rezolvat această compunere, înseamnă că peste tot pe unde vedem x vom înlocui cu 1, iar peste tot pe unde vedem y vom înlocui cu 2. Și venim și scriem. 1 compus cu 2, egal cu, avem 4 pe lângă, xy, adică 1 ori 2 plus 1, minus 3 pe lângă, x plus y. Adică 4 pe lângă, 2 plus 1, minus 3 ori 3, adică 4 ori 3 minus 9, 12 minus 9, adică 3. Și am demonstrat cerința exercițiului nostru. Ne vom duce acum la următorul exercițiu, subiectul 3, exercițiul 1, unde trebuie să arătăm că f derivat de x este egal cu x minus 1 pe lângă 4x plus 5 totul supra x. Vom începe prin a deriva funcția dată de către exercițiul nostru. Și avem f derivat de x egal cu 2x pătrat plus x plus 3 minus 5 ln de x totul derivat egal cu 2x pătrat derivat plus x derivat plus 3 derivat minus 5 ln de x derivat. Va fi 2 ori 2x plus 1 plus 0 minus 5 ori 1 pe x, 4x plus 1 minus 5 pe x, venim și amplificăm cu x și vom avea 4x pătrat plus x minus 5 totul supra x și mai departe va trebui să luăm să descompunem cu delta. Adică vom veni și vom scrie 4x pătrat plus x minus 5 egal cu 0. Venim și scoatem ABC, calculăm delta și o să ne dea x1 egal cu 1 și x2 egal cu minus 5 pe 4. Vom aplica formula ax pătrat plus bx plus c egal cu a pe lângă x minus x1 pe lângă x minus x2, adică ecuația noastră 4x pătrat plus x minus 5 egal cu a, adică 4, pe lângă x minus 1 pe lângă x plus 5 pe 4, iar acest 4 îl vom introduce în paranteza ce are numitorul 4 și va fi x minus 1 pe lângă 4 ori x plus 4 ori 5 pe 4, se duc acești doi termeni și o să ne rămână x minus 1 pe lângă 4x plus 5 totul supra x, pentru oricare x aparține lui 0 și plus infinit și am demonstrat cerința exercițiului nostru. Ne vom duce acum mai departe la următorul exercițiu și ultimul, de la subiectul 3, exercițiul 2a, unde avem de arătat că integrală de la 0 la 1 din f de x totul supra e la x este egal cu 2. Venim și copiem integrala, integrală de la 0 la 1 din f de x, în loc de f de x scriem funcția noastră dată în exercițiu, adică 3 minus 2x ori la x totul supra e la x, se duc acești doi termeni și ne va rămâne integrală de la 0 la 1 din 3 de x minus integrală de la 0 la 1 din 2x dx. Integrală din 3, adică integrală din constantă, este constanta ori x, adică va fi 3 ori x minus 2 ori integrală din x ne va da x pătrat pe 2. Punem capetele 0, 1 la fiecare în parte, aici putem veni și simplificăm și vom avea 3 ori 1 minus 3 ori 0 minus 1 la a doua minus 0 la a doua și ne va da 3 minus 0 pe lângă minus 1 minus 0, adică 3 minus 1 egal cu 2 și am demonstrat cerința exercițiului nostru. Aceasta a fost lecția de astăzi. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Ne vedem data viitoare!